Da, am revenit în studioul Radio Links. Alături de mine se află Victor Miron, inițiator cărțile pe față. Bună, Victor, și bine ai venit și revenit la discuțiile de la Radio Links. Salutare la toată lumea! Mă bucur foarte mult. Cu Victor am mai povestit prin telefon despre proiectul său foarte interesant, Cărțile pe față, despre inițiativa sa frumoasă de a promova cititul în cele mai inedite moduri. Și dacă acum câteva luni vorbeam despre proiectul Cărțile pe față care exista în Cluj, acum, mi-a spus Victor, a venit momentul să lansăm Cărțile pe față și în București. Spune-ne mai exact ce plănuiești. Da, deja se întâmplă câteva lucruri. Ar trebui să stau cumva mai în dreapta să mi se vadă ce am pe față. De ieri facem lucruri cu cărțile pe față în București. În cadrul târgului Bookfest am oferit câteva sute de cărți. Veneai, înțelegeai o carte și dacă îți făceai o poză cu ea și o stai ca imagine de profil pe Facebook, îți rămânea ție cartea. Și așa deja sunt sute de, încă alte sute de poze cu oameni cu cărțile pe față. Și sigur că toți au reacționat foarte bine dacă au văzut că pot să aleagă o carte nouă și să o primească doar pe un book selfie. Și am numit acțiunea asta Facebook, Bookface, your Facebook for a book. Și pe urmă astăzi am mai făcut un lucru mai ieșit din comun, pornind de la ideea de face painting și de la faptul că astăzi este Ziua Internațională a Copiilor. Ne-am jucat cu aceste cuvinte și am zis Facebook painting. Desene pe față cu teme din cărți, cum am eu pe obraz pe Micul Prinț. Și așa copiii și oamenii mari și-au desenat pe față diverse personaje de carte într-un alt mod de a ne da cărțile pe față. Și acestea au fost două activități punctuale, dar ce va rămâne ca parteneri permanenți este faptul că va avea și București un service auto cu bibliotecă, unde dacă mergi cu mașina la reparat, vei primi o carte la schimb, cu sloganul, dacă nu mai pui mâna pe volan, măcar pune mâna pe o carte. Și sigur, explicația este că o mașină, oricât ar fi de frumoasă, nu ne poate duce în lumi și în stări în care ne duce o carte. Și vom mai avea tot aici în București și primul cabinet stomatologic anticariat. Anticariat. Unde oamenii sigur că vor găsi cărți, dar vor primi reducere la serviciile cabinetului dacă dau check-in la ei și spun ce carte le-a dus zâmbetul pe buze. Da, ceea ce sună foarte bine. Mă gândeam că ai lansat această campanie de puțin timp, mă rog, de câteva luni, dar mă gândeam că, nu știu, pur și simplu a prins foarte, foarte bine. Vorbesc foarte mulți oameni despre asta. Dacă te uiți în mediul online, e destul de multă activitate în acest sens. Oamenii sunt destul de entuziasmați de acest concept. Ce crezi? Care crezi că e elementul care i-a făcut să fie atât de receptivi? Cred că am reușit să-i surprindem într-un mod plăcut și să prezentăm lucrurile într-o manieră mișto, cool. Ești, adică i-am pus cărțile unde nu te așteptai să fie sau în moduri în care nu te aștepta să fie prezentate și am prezentat totul ca pe ceva distractiv, ca pe o joacă. Și dacă de obicei vorbesc cu cineva și îi spun povestea campaniei, până la urmă când îi spun toate cele 13-14 acțiuni care le-am făcut până acum, cu ceva până la urmă tot îl bine dispunem sau îl surprindem și atunci sigur că se entuziasmează de campanie. Așa s-a întâmplat de cele mai multe ori când ne-a mărit echipa, am vorbit cu oameni despre ce facem la cărțile pe față și așa de tare s-au entuziasmat de ce am reușit să facem deja și ce avem de gând să facem în viitor, încât au zis gata și noi vrem să ne implicăm. Deci lucrurile se fac împreună, o altă dovadă am aici în față. Aș vrea să te întreb ce mai faci tu în viața ta personală? Cum stau lucrurile? Cum s-au legat lucrurile? Cum ți-a venit ideea? Are vreo legătură viața ta de dinainte cu viața de acum? Sigur, cărțile mi-au plăcut din totdeauna, sau am devenit cititor în primul an de liceu datorită unei profesoare de română, doamna Mariana Mutu, căreia îi și dedic această campanie. Și cartea pe care am scris-o despre campanie, Cărțile pe față, se va numi și cartea și este dedicată tot dânsei. Dar
anul trecut, de exemplu, și în cadrul platformei și comunității Youth Together am promovat foarte mult cititul și cărțile, erau lucrurile care se schimbau cel mai mult pe site-ul acesta de sharing și am făcut mai multe evenimente de schimburi de cărți. Însă de anul acesta eu m-am concentrat exclusiv pe promovarea cititului pentru că mi-am schimbat și eu comportamentul sau mi-am dedicat mult mai mult timp cititului de la începutul anului. Așa mi-am pus un plan de 9 ani să citesc mai mult și am reușit să mă țin de el și după 2-3 săptămâni în care citeam cel puțin o oră pe zi, deja am început să văd rezultatele în sensul de o creativitate debordantă, mult mai mare decât eram obișnuit, o creativitate peste ce știam eu că pot să am și veneau idei și soluții la provocări zilnice, atât personale cât și profesionale, la care nu mă așteptam. Și văzând că îmi face mie bine să citesc, așa am avut curajul să le sugerez și altora să citească. Și totul a început când mi-am pus cărțile pe față pe profilul meu de Facebook. Am auzit-o pe o prietenă, Adela Mureșan, care este și în echipa noastră. Ea a ținut un discurs care se numea Cu cărțile pe față. Și ea vorbește acolo despre cum cărțile ne reprezintă și ne recomandă. Și eu am luat la propriu recomandarea ei și mi-am pus cărțile pe față pe Facebook, dar n-a fost vorba de nicio campanie la început, câteva săptămâni doar mi-am tot schimbat eu poza de profil cu o carte care o citeam atunci, însă nimeni nu mi-a luat exemplu, eram cumva cel mai prost din curtea școlii. Lucrurile s-au schimbat în momentul în care am convins pe o librărie din Cluj, pe cei de la Bookstory, să dea reducere 10% oamenilor care au poză de profil pe Facebook citind o carte și atunci în câteva zile lucrurile au luat amploare și au fost sute de oameni care aveau deja cărțile pe față. Da, și inițiativele tale sunt cumva mai multe. Mă uitam că ai adus niște semne de carte. Aș vrea să le și arăți puțin la carte și să ne spui puțin povestea lor. Am un mesaj foarte interesant. Da, pe internet circulă multe... Puțin mai sus, te rog. Circulă acele postări în care zice... Dacă aștepți un semn pentru a face ceva, acesta e semnul. If you're waiting for a sign to change your life, this is the sign. Și de obicei un semn de circulație. Și atunci, sigur că noi ne gândeam să facem semne de carte pentru campania noastră. Asta deja era destul de avansat după vreo lună, două. Și combinând aceste două lucruri, ne-a venit ideea să fie un semn de carte pe care scrie dacă aștepți un semn pentru a citi o carte, acesta e semnul. Ce am reușit să facem mai... fain este că aceste semne nu se dau doar în librării. Aceste semne de carte se dau și în supermarketuri, se dau la casele de bilete de autobuz și se dau și în cafenele și în ceainării, unde nu neapărat te aștepți și asigur că cu atât mai mare este surpriza. Și ele de obicei sunt bilingve, de ce v-am adus acum vouă, sunt româno-maghiare. Pe spate este același mesaj în maghiară și mai avem și în engleză și sperăm să facem și în germană și în cât mai multe limbi. Când ajunge cineva la noi în țară să vadă că să primească un astfel de semn bilingv și să vadă că promovăm cititul. Da, și cum spuneam, sunt mai multe inițiative sau mai multe puncte ale campaniei, nu știu exact cum să le numesc, aș vrea să le luăm pe fiecare în parte. Așa, noi le numim acte. O acțiune în cadrul campaniei o numim un act. Pe Facebook-ul nostru, dacă te uiți pe albume, la poze pe albume, acolo să le vezi organizate așa. Și primul act a fost cu reducerea la librărie, al doua a fost cu serviciul auto cu bibliotecă, a treia a fost cu gratuități pentru cititori și a început când am sunat în direct la radio pe primarul Clujului și am propus ca în prima duminică din lună cine merge cu autobuzul citind o carte să circule gratuit. Ei spun că le place ideea și că o vor testa, acum așteptăm implementarea. Și tot în ideea asta am făcut și 23 aprilie de Ziua Internațională a Cărții, s-a intrat gratuit la Grădina Botanică la Cluj dacă aveai o carte la tine. Și atât a fost de distribuit de oameni acest anunț pe Facebook că au reușit să ajungă la Grădina Botanică cu o carte 1230 de oameni. Și era foarte simpatic pentru că oamenii care aveau o carte doar o fluturau la intrare și mergeau mai departe și ceilalți care nu aveau carte trebuiau să plătească și erau nedumeriți și întrebau la intrare: dar ce se întâmplă, oamenii ăștia de ce nu plătesc? Și era foarte inspirată domnul de la intrare și zicea: da cum? Dar voi n-aveți o carte la voi? Dar cum umblați fără o carte la voi? A, Doamne! Asta a fost acțiunea 3. A patra a fost, cred,
știrea de scandal cu Adrian Despo de la Vița de Vie, unde el apare alături de o domnișoară și acoperă ei fața cu o carte, îi dă cărțile pe fața ei și titlul este Adrian Despot în vizită la Cluj, surprins alături de pasiunea lui din tinerețe. Și abia la sfârșitul știrii declară că pasiunea din tinerețe e de fapt lectura și e modul lui de a susține campania noastră. A cincea acțiune este când l-am reușit să-l convingem pe Andy Moisescu să poarte un tricou cu mesajul Book Selfies, The New Selfie, în cadrul emisiunii Apropo TV. Și am reușit să facem într-un mod mai ieșit din comun, bombardându-l pe Twitter, cum a spus el. Am făcut un eveniment pe Facebook, mi-am invitat toți prietenii și am rugat pe toți să-i dea același tweet lui Andy Moisescu. Andy Moisescu, de dragul cărților, te rugăm să porți un mesaj, un tricou cu mesajul Book Selfies, The New Selfie. Și după ce a primit 50 de astfel de mesaje, a zis, ok, am înțeles mesajul Book Selfies, The New Selfie și a și purtat tricoul acesta. Și mai departe am făcut un magazin online care îți dă reducere la haine dacă spui ce carte se asortează la o haină. Am făcut aceste semne de carte, am făcut rețete de mâncare asortate din nou cu o carte și am făcut aceste acreditări de localuri a la carte. Așa cum hotelurile au până în 5 stele, noi dăm până în 5 volume cafenelelor și ceneriilor și cel mai amuzant volum îl primesc dacă își redenumesc Wi-Fi-ul în Mai bine citești o carte. Și parola este, dacă poți să intre pe acest Wi-Fi, dar parola este am să citesc, așa trebuie să ia angajamentul că vor citi. A 11 acțiune este cartea Cărțile pe față și pentru asta am venit acum la București pentru a găsi o editură la care să o tipărim. Pot să-ți spun în premieră că cel puțin primul capitol din carte îl vom publica pe Facebook, pe pagina noastră, câte o pagină pe zi. Să vedem cum reacționează oamenii și să poată fi o carte socială, să aibă parte de o lectură socială. Și mai departe am făcut ediția de Cluj de la 50 People One Question, dacă știi formatul. În toate orașele mari din lume s-a făcut. Iau 50 de oameni de pe stradă și îi pun aceeași întrebare, doar că întrebarea diferă de la un oraș la altul. S-a făcut și la București. La București i-au întrebat care e amintirea ta preferată. Noi am întrebat ce carte ți-a plăcut și de ce ar merita să fie citită și de altcineva. Și sunt recomandări foarte faine de carte. Lumea ne tot spune că le scriu pe foaie și le notează și urmează să citească acele cărți. Pe urmă am făcut chiar săptămâna trecută Gala Cititorilor Clujeni și am întins covorul roșu ca la Oscaruri în fața Bibliotecii Județene și am aplaudat pe cititori și le-am cerut autograf pe carte și ne-am distrat copios. Am filmat și acel eveniment, dar încă n-avem videoul. Și abia aștept să-l arătăm. Și ce o să facem foarte interesant la București, asta chiar o să o anunț acum în premieră, marți, facem o campanie pe care noi o numim Lasă-te condus de carte, îți face cinste să citești. Cititul te onorează și îți aduce gratuit un transport cu mașină mică prin București, un fel de taxi gratuit pentru cititori. Oh. O să avem un număr de telefon la care putem fi sunați și noi venim cu mașina și te ducem dintr-o parte în alta unde vrei tu în București dacă citești pe durata călătoriei. Și facem asta pentru că vrem să arătăm că în momentul în care te deplasezi și mergi într-o parte în alta poți să folosești acest timp citind pentru a avea grijă să nu-ți omori timpul, ci doar să-l pierzi. Cum spunea Mircea Eliade, el zice că timpul oricum îl pierdem pentru că nu-l putem recupera. Important este să nu-l omorâm. Și noi vrem astfel să dăm un mesaj și către autoritățile publice, din nou să revenim cu propunerea noastră, ca la nivel național am vrea noi, în prima duminică din lună, cine merge cu mijlocul de transport în comun citind, să circule gratuit. Da, recunosc că m-ai uimit cu aceste inițiative și că, într-un fel sau altul, ai și anticipat întrebarea pe care o aveam în minte și totuși aș vrea să punctăm și mai clar de atât. Dacă întâlnești oameni care îți spun, măi, când citesc pierd timpul, nu am timp pur și simplu să citesc, ce le-ai răspunde? Exact asta, ce spune Micelia, de timp oricum îl pierdem, pentru că nu-l putem recupera, dar este foarte important să nu-l omorâm. Să nu-l folosim doar în activități care nu ne hrănesc și nu ne înfrumusețează. Cititul nu e un scop în sine, nu ne-am născut pentru a citi. La fel cum nu ne-am născut pentru a mânca. Dar e o activitate care ne aduce foarte multe avantaje și ne înfrumusețează viața, adică ne face să trăim mai mult.
să trăim viețile personajelor la care citim beletristică, dar și să auzim gândurile autorilor pe care îi citim. Din punctul meu de vedere, este un fel de este o hrană cititul și este una cu beneficii cel puțin la fel de mari ca hrana fizică. Da, și cititul îi aduce pe oameni împreună, după cum chiar tu arăți la inițiativele tale. Victor, îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc că aduci cărțile pe față și în capitală. Mă bucur foarte mult. Te aștept și altă dată să-mi povestești despre planurile pe care le mai ai, pentru că văd că ești în forță, că sunteți în forță și că pur și simplu reușiți să mutați munții din loc. Vedem oameni entuziasmați să citească, lucru care ne bucură foarte mult. Îți mulțumesc și să auzim numai de bine. Și eu vă mulțumesc. Da, ne-am întors din nou în studioul Radio Lynx. Victor e în continuare alături de mine. Nu l-am lăsat să plece până la urmă. Mi-a zis că se grăbește, dar eu am zis nu, pentru că mai ai să-mi povestești lucruri interesante despre care nu mi-a spus și e păcat să nu mi le împărtășească. De exemplu, îmi spunea că săptămâna viitoare pregătește un salon de carte. Ia, lămurește-ne cum se întâmplă, când și unde. Exact. Joi se lansează la Cluj primul salon de carte la Beauty Salon și, sigur, de acolo e un beauty salon, dacă mergi să-ți faci, să-ți aranjezi părul, ai timp să citești de multe ori până ți se, nu știu, ți se usucă vopseaua sau ce-ți faci acolo, sau îți faci unghiile sau ce-ți faci. Dar noi o vom face într-un mod mai ieșit din comun. Campania se va numi, sau se numește Aranjează-te cu volum și dacă dai un volum de carte, primești un aranjat gratuit. Și așa acest salon de carte își va strânge cărțile și după ce va avea mai multe cărți, le va da clientelor sau clienților în schimbul unui book selfie. Dacă ajungi la salon și începi să citești o carte și îți place, poți să mergi cu ea ulterior cu ea acasă dacă îți faci o poză cu acea carte și o postezi ca imagine de profil pe Facebook. Te-ai făcut și cu o carte, așadar, acest lucru deci se întâmplă în Cluj săptămâna viitoare. Da, joi. Joi. Bun, zi importantă, joi, ne vedem joi, după cum spunea și piesa. Mi-ai mai spus ceva de o campanie tot interesantă, donator de carte. Exact, vrem să continuăm la Cluj o campanie prin care Asociația Femeilor de Afaceri au dus cărți în spitale. Sigur că dacă ai neșansa să trebuiască să stai în spital o zi, două, o săptămână, ai mult timp liber și nu știi cum să-l folosești și mulți oameni pot să citească, dar poate nu s-au gândit și nu au o carte la ei. Așa că vrem să ducem din nou cărți acolo și pentru a le strânge, facem campania Donator de Carte și mulți oameni deja ne spun și doresc să doneze cărți, fie pentru campanie, fie spun că uite, au cărțile astea și ar vrea să le poată citi și alți oameni și atunci o să avem mai multe centre, poate chiar o rețea de farmacii și de spitale, unde oamenii să meargă și să lase o carte, să doneze o carte, cum de obicei mergi să doneze sânge, acum o să fie invitat să doneze pentru cei care se află la spital, să doneze o carte și o să le sugerăm să dea chiar și o dedicație pe cartea aceea, că atunci va fi un mesaj mult mai personal. Cine va primi o carte se va bucura să vadă că acolo este un gând bun din partea cuiva pe care chiar dacă nu-l cunoaște, își dă seama că îi leagă cumva un sentiment de fraternitate. Da, acum mi-am amintit că ai spus de acest lucru, mi-am amintit că dacă am înțeles eu bine, dacă am citit eu bine, la gala cititorilor, propriu-zis, cititorii dădeau autografe, am înțeles bine. Exact. Am fost 30 de oameni voluntari care stăteam după covorul roșu și am cerut autografe pe cărți de la oamenii care mergeau la bibliotecă să împrumute cărți sau să citească în sala de lectură. Și reacția lor este minunată, adică când intrau, începeam să-i aplaudăm și le spuneam, ne plac cititorii, bravo, felicitări! Și ei erau, sigur, plăcut, surprinși și se bucurau și ei și ne dădeau un autograf. Se gândeau acolo ce să ne scrie, cum să ne scriem. Și cum îți povesteam la pauză, după prima repriză, am fost astăzi spre la Roaba de Cultură și am văzut mini-bibliotecile din formatul de mini-biblioteci și noi vrem să facem asta la Cluj sau oriunde e posibil, dar noi vrem să o facem un pic altfel. Vrem ca aceste mini-biblioteci să fie lângă o bancă de parc
și să fie mesajul împrumut o carte de la bancă. Da, ca să învăț să fac bani. Exact. Mă uit și ți-admir tricoul. O să te dau singur pe cameră ca să se vadă și mai bine. Book Selfie is the new selfie. Tricouri foarte interesante. Le putem găsi undeva? Exact. Din fericire ne-am ales cu acest logo foarte frumos, mulțumită prietenilor noștri de la Lupa, apropo de echipa noastră, și sigla aceasta se găsește pe grupul Cărțile pe Față, Cărțile pe Față Bookface se numește grupul, și acolo sunt și semnele de carte și logourile care le poate oricine tipări pur și simplu pe tricouri sau la un print shop unde vrea. Dar tricourile, dacă cineva preferă o varianta mai simplă, poți să-și le comand direct și de pe tu.ro. Acolo există tricou Book Selfie, dacă cauți îl găsești ușor și îl poți comanda și îți vine acasă pe toate variantele de mărimi și culori. Și ne bucurăm că mulți oameni poartă astfel de tricouri. Am avut surpriza ca trei fete din Suceava au prezentat campania Cărțile pe Față la un simpozion, fără să ne fi spus înainte, fără să le fi cunoscut, pur și simplu le-a plăcut ce am făcut și au prezentat campania, dar și-au făcut și tricouri cu mesajul acesta. Și chiar ieri m-am reîntâlnit cu domnul Patapievici la Bookfest și mi-a spus din nou că dorește să poartă și el un astfel de tricou cu mesajul Book Selfie is the new selfie și abia aștept să fac asta. Am să mă reîntorc la București cu acea ocazie. Cred că o să fie undeva pe final de iunie. Va fi la o conferință și va purta, așa a spus că dorește să poarte și el un astfel de tricou. Da, ai tot felul de idei destul de interesante, chiar ne gândeam în pauză, Dumnezeule, de unde-ți vin ideile? Desigur că și din citit. Da, asta încercăm să demonstrăm prin campania noastră, cărțilepefață.ro, campania noastră are pretenția sau curajul să spună că cititul te face mai creativ și cumva demonstrăm prin acțiunile noastre că într-adevăr așa e. Spui acțiunile noastre... O echipă în spate de câți oameni? Da, suntem deja 10 oameni, dar echipa noastră este în continuă creștere și abia așteptăm să ni se alăture și alți oameni și din București și din alte orașe. Din fericire crește și involuntarul. Am văzut oameni din Satul Mare care au început să facă lucruri acolo, au găsit librării care să dea reducere pentru oamenii care au Cărțile pe Față pe Facebook. Din Vaslui, o asociație de elevi au început și ei să-și dea Cărțile pe Față și să facă și acolo câteva acțiuni. Și oricine dorește să ne ajute sau să promoveze o carte care a plăcut dându-și-o pe față, îl așteptăm pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/cărțilepefață, sau dacă intră pe cărțilepefață.ro va fi redirecționat spre pagina noastră. Dar chiar eu sunt curioasă, când vă întâlniți voi în echipă, cum se întâmplă lucrurile, cum vă vin ideile, cum le puneți pe hârtie? Aia este destul de informal. Discutăm destul de mult online. Dacă nu-mi imaginam că te duci la costum. Da. Avem, cum îți spuneam, multe idei, adică am dat din casă doar câteva dintre ele și multe dintre ele le vorbim, cum ne vine câte o idee, o spunem în grupul nostru și o mai șlefuim și o mai lustruim, dar o implementăm pe măsură ce apare momentul potrivit, oportun. Bun, deci niște oameni creativi cu limite, care știu să implementeze ideile așa cum trebuie. Spuneai puțin mai devreme ceva și de elevi. Mi-am amintit că am văzut la un moment dat o postare pe pagina ta de Facebook, încă le-ai vorbit elevilor despre lectură. Ok, hai să zicem că mai păcălit și mai divulg ceva. Am vorbit într-adevăr la mai multe clase de elevi și mă bucur să merg să vorbesc cu orice clasă de liceu, pentru că cam acolo e perioada în care oamenii devin cititori. În liceu sau în facultate, da, reușești să dai peste cărți cu adevărat de calitate și să le poți și înțelege și să te captiveze. Și de fiecare dată când merg și vorbesc la o clasă de elevi, îi provoc să vină ei cu idei prin care pot să promoveze cititul în liceul lor. Și ce se va implementa la Cluj, și sunt foarte entuziasmat de ideea asta, care nici măcar nu e ideea mea, ideea lor, dar eu o să ajut să implementeze, se numește clasa cititoare. Clasa cititoare, mândră ca o floare, și practic o clasă întreagă își vor face tricouri personalizate pe care vor scrie fiecare o carte pe care o recomandă ei, dar o lectură neobligatorie, și de ce o recomandă sau un pasaj din acea carte care lor le-a plăcut, și astfel în școala lor ei vor fi clasa cititoare.
foarte fain. Foarte, foarte fain, Victor. Mă bucur, mă bucur mult și îmi iau și eu din entuziasmul tău, care e de-a dreptul debordant, și colega mea care se ocupă de fotografii. Cred că poate să confirme acest lucru. Nu mai avem timp, oricât de mult mi-aș dori eu. Aș vrea să mai spui oamenilor unde vă pot găsi pe voi, cei de la Cărțile pe Față. Exact. Suntem pe Facebook foarte activi, facebook.com/cărțilepefață. Acolo mă veți găsi și pe mine. Eu am pe profilul meu, îmi dau toate cărțile pe față și ce mai fac eu în plus față de ce fac majoritatea este că și recomand asta și altora. Când citești o carte, dacă ți-o dai pe față pe profilul tău, îți recomand ca, pe lângă faptul că subliniezi pe carte acele lucruri care îți plac, pasajele respective, dacă poți, să le pui și în comentarii la poza ta de profil, pentru că așa, de cele mai multe ori reușesc eu să seduc prietenii să-mi ceară acea carte împrumut. Da, foarte, foarte fain, Victor. Îți mulțumesc încă o dată. Aștept și lansarea cărții, pentru că se pregătește și asta, și ne-a spus că va fi foarte, foarte, foarte faină lansarea, de abia așteptăm. Cred că o să fim și noi prezenți acolo. Mult succes, Victor! Să auzim numai de bine! Cu toții ne dorim o carieră de top, iar unora chiar le-a reușit. Suntem Mirabela Stoica și Marius Dobre și vă așteptăm la Radio Links pentru a afla de la invitații noștri care sunt secretele din spatele reușitei lor. Jurnal de leadership, cu un pas mai aproape.